Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți cu noi în fiecare zi și cei care vor mai veni. Vrem astăzi să pregătim, să facem ceva de mâncare și o să facem niște frigărui la cuptor. Și avem toate ingredientele aici. Avem așa, niște ardei colorate, spunem noi, că avem roșu, galben și cu verde, un dovlecel. Și avem aici niște cărniță de pui, avem un piept de pui și avem niște pulpe dezosate, că eu am vrut așa ca să le facem. I-am luat osul de pe ei și o să facem așa cu niște pulpe, pentru că ce am vrut să fac eu, ca să nu fie chiar mult piept, că pieptul știți voi când facem este uscat, se uscă, nu mai are de așa. La pulpe m-am gândit eu că mai are un pic de grăsime și o să fie foarte bune, suculente și delicioase, da? No, bun. Noi o să pregătim acum cu ardeiul. Îmi trebuie și o ceapă mare, Nora, să-mi cauți acolo, te rog frumos să pui filmarea acolo, că Nora, te rog să-mi aduci sarea. Avem aici așa ca să condimentăm cărnița noastră. Avem un pic de boia afumată, paprika, o să punem noi un pic de chili sos din ăsta asiatic. Sare aia, da, super, Nora. Un pic de vegeta. Și mai înainte o să pregătim să tăiem un pic cărnița asta ca să vedem cum o punem pe frigărui, da? Și Nora, după aia să-mi cauți boatele alea, cum se spune la ei? Boatele. Da. Bețișoarele, boatele. Da. Așa, avem și o ceapă. Noi o să punem o ceapă, vreau să vă spun că, o să vedeți voi, o să le facem așa mai mici, știi? Dacă sunt mai mari, le întoarcem așa și o să vedeți cum le punem pe frigărui, da? O să fie o bunătate. M-am gândit că să fac așa, cum v-am spus, să le fac, să iau, să dezosesc pulpele, că sunt mai bune. Pieptul de pui, știți voi că e mai, așa cum am spus, e mai sec. Astea nu. Nu alea, Nora, sunt acolo în aia la altă, care avem condimentele, cutia aia mai mare. Da. Nu, așa, astea sunt pulpele și am și un piept de pui, așa jumate. Da? Le punem din nou aici, așa. Și vrem să condimentăm. Iosif este pe telefon, n-are nicio treabă. Vreau să vă spun că... Am găsit. Bravo, sunt mari, nu mai doamne ce mari sunt. Așa i-am găsit, așa i-am cumpărat, acum ce să fac? Da, de aici de la Turcia am luat, dar dacă căutăm la acțiuni, dacă mergem și găsim mai mici, mai mici. O să luăm mai mici, că sunt prea mari. Da. Sunt prea mari și... No. O să împărțim și pieptul ăsta așa, cu bulețe, ca să-l punem pe bețișoare. Așa. Și o să pregătim și un orez, așa cum ne place nouă, pentru că no, orezul e bun. Nu ne place. Acum, dacă nu vă place orezul, voi puteți să vă faceți garnitură. Poftim, Nora, hai te rog, ia asta. Așa. Nu, acum vreau să pun aici niște... Și uleiul să-mi aduci, Nora, te rog. Așa suntem noi la bucătărie, prieteni, frați și surori, v-am mai spus. Noi nu avem toate aici și dacă acolo nu avem masă, nu-i mare lucru să mai spun la Nora ca să fie și ea filmată aici, să o vedeți și voi pe Nora, că are și ea multe prieteni care ne urmăresc cu atâta drag, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, care au apreciat pe Nora, pe Iosif și toată familia mea, nepoții mei, vă mulțumesc din suflet pentru toate frumoasele comentarii pentru nepoțelul meu, Isaia. Vreau să vă spun că Isaia este ochii mei, îl iubesc foarte mult și pe Salome și pe Miriam, dar vreau să vă spun că Isaia este ingerașul meu, da?
Și Salome. Dar el e mai așa aparte. Știți voi? Nu știu. O iubesc foarte mult și pe Salome. Este viața mea și Salome. Miriam la fel. Ce să vă spun de Miriam? Doamne! Care mult îmi spune, da, Valerica, Miriam seamănă cu tine, seamănă cu Iosif. O, Doamne, mi se bucură inima. Pentru că mă gândesc și eu că mai are Iosif pe cineva ca să seamănă și cu el și cu mine. Și îmi place foarte mult, vă spun, mă bucur. Nu, bun, punem un pic de ulei aici pe cărnița asta. O să condimentăm cu niște sare grojoasă. Până noi pregătim aici, cărnița o să mai stea un pic de paprika fumată, nu mult, ca să nu aibă așa tărie prea multă. Un pic de soy sauce din ăsta, așa. Și un pic de vegetal. Iată așa, nu mult, puțin. Așa. Un pic de piper, Nora, te rog frumos. Adum, te rog, piperul. Așa. Adun, te rog, o furculiță sau ceva de acolo ca să amestec, să nu mai pun eu mâinile aici, ca să încep să-mi pregătesc toate astea. Nu. Să le amestecăm. Așa. După care ne ocupăm de legume și atunci începem să le punem pe bețișoarele astea, să vedem câte ne-a ieșit. E bună, super, super. Orice e bună. E foarte bună, Nora. Uităm așa. Lăsăm cărnița noastră să stea până noi ne pregătim. Bine. Uităm așa. O lăsăm deoparte și ne ocupăm de legume. Lăsăm ceapa mai la sfârșit. Te rog, Nora, să-mi aduci un care punem toate astea. Hai că nu mi-am luat șorțul. După aia să-mi aduci șorțul, da? Da. E acolo. Ca să nu lăs aici eu camera așa singură să mă duc. Chiar nu-mi place să lăs așa cadrul și de-aia mai spun la Nora, de-aia, de-aia, că nu, eu mai iau așa câteva, dar de-aia vă spun că vreau să fie, acolo am șorțul albastru, Nora, ca să fie și, ca să fie și ea în cadru, să o vede și pe ea, că așa dacă sunt numai eu și, nu, ea mai mă filmează, dar este și cu mine aici, așa ca să o vedeți și pe ea, că știu că vă place de ea și o apreciați. Și încă o dată vă mulțumesc din suflet pentru pentru toată familia mea, pentru toate aprecierile, da? Nora, te rog să-mi aduci în bolul ăsta apă, ca să spălăm. Ah, dar l-am spălat ardeiul. Oh, am uitat. E spălat, da, l-am spălat. Da, Adel, să punem acolo. Așa. Nu apă. Punem asta așa pe iată, știi? Punem acolo așa. Așa. Îmi cer scuze că nu, mai sunt și eu aici amețită acum. Dar l-am spălat, că uite, e udă. L-am spălat. Vezi că l-am spălat, că are apă. Da. Am uitat că l-am spălat. Da. Este așa cum v-am spus, e foarte calm afară, lumea e plecată, nu prea sunt oameni afară, când vin din vacanță o să vedeți voi, mai ales în piață, Doamne ferește-mă, Doamne, câtă lume o să fie în piață, nu mai ai loc, nu mai ai loc de ei, Iisuse, câtă mâncare, câte haine, să vedeți, dacă o să mai mă duc așa să pot să mai filmez. Că vreau să vă spun că nu, mi-este frică să filmez. Eu nu sunt așa curajoasă la filmatul când filmez. Iar a fost aici braderie, așa să spune, cu haine care
din astea, acum este pe Brabant. Și m-am dus eu și Marcel și am vrut să filmez, așa, un pic. Și nu m-a lăsat Marcel, zice, lasă Valerica să nu ne facem probleme, să nu se ia de noi. Că cine știe ce crede că facem noi și după aia nu. Nu știu ei, alții nu știu. Și după aia nu. Crede că cine știe ce facem. Doamne ferește, ce să facem? Și la alții nu le place deloc să fie filmați și să filmeze lucrurile. Mai mă duc pe centru, nu am treabă. Acolo filmez, că acolo nu prea sunt din astea. Acolo sunt mai mulți, mai multe nații acum, nu. Și acolo nu are treaba mea și acolo nu prea mi este așa frică să filmez. Că n-are ce. Acolo, și dacă îmi spune cineva ceva, acolo mai am curaj ca să spun că n-am eu treaba lor, eu mă filmez pe mine. Ați văzut că și acolo că am fost cu Isaia să-i fac o frizură, să-l atuns. Și chiar nu a spus băiatul nimic. Nu a comentat să-mi spună nu-i voie să filmez sau ceva. Am văzut și chiar vă spun că cred că și i-au plăcut că am filmat, că nu, să-i fac reclamă ca să vină lumea la ei acolo, că acum nou e deschis, nou acolo. Acolo era un, cum să spun, era un om mai în vârstă și cred că a ieșit la pensie. Și au deschis niște tineri aici care chiar știu și are experiență cu tunsul. Nu, avem Nora. Ia uite câtă... Nu. Și acum, dublecelul ăsta... Iau un pic așa de pe el, că cam... Uite cum e. Așa o să iau, nu tot. Așa. Și acum o să împărțim. Adu-mi, te rog, o... cârpă din aia de bucătărie, Nora, curată, galbenă, da. Ca să șterg aici, așa, și o să încercăm să facem frigăruile noastre, da. Nu are nimic, nu-i murdară, numai de la apă și acum dobleacul ăsta mi se lipește de mână. Dacă are un pic de apă aici, acum o să-l tăiem așa. Așa o să-l tăiem. Nici chiar așa subțire, că el normal se topește. Cam așa. Bine, se face cu multe legume, cu multe roșii. Vinete cu multe altele. Noi punem acum ce avem. Așa. Să-mi aduc și prosopul la Nora de bucătărie. Un pic. Hop! Hop, Nora! Ce faci? L-am aruncat. Vai, Nora! Bun. Așa, o să punem și niște sare, dar dă-mi, te rog, sarea aia care nu e așa gronjoasă, că până aia se topește sarea gronjoasă, aici trebuie să avem mai așa, da? Cu un pic de sare, astea, că n-are cum să... Unde mergeți? Vreți să fugiți? Repede, repede, la copt! Lasă că mergeți voi la copt imediat! Da, sigur că da! Imediat, imediat! Cu puțin piper, nu mult! E bine că este afară așa liniște și nu este multă gălăgie, mașini, aglomerație, copii pe afară, unde strigă, unde se joacă, face... A, prieteni, nu știți voi ce face aici sirienii? Nu știți voi! Vreau să vă spun că, Doamne ferește, n-am eu treaba nimănui, că iubesc toată lumea și noi suntem emigranți aici, așa cum sunt și ei, dar nu poți să stai cu copiii lângă ei. Vă spun adevărat, nu poți să stai cu copiii lângă ei. Am stat într-o zi și am mai spus,
Am mai spus. L-a lovit pe Iosif, i-a tras o bilă chiar aici așa în cap unde este operat. Copii răi. Era să-l ieșim, să cad jos, acum zic, dar se întâmplă ceva cu Iosif. Dar ce credeți voi? Nu poți să stai cu ei și dacă îi spui ceva, Doamne ferește, vin 1100 pe tine și îți dai seama ce se întâmplă acolo, dacă le spui ceva. Chiar am fost într-o zi, într-o seară și am stat afară, știți că v-am spus eu că am stat odată până la 11, odată până la 12, am stat afară și chiar veneau acolo, că au văzut că sunt copiii noștri și au venit acolo copii așa, de 10 ani, 11 ani, 12 ani, cam așa ceva. Și au început să dă cu mingea în noi. Da. Și era și sora lui Nora mea cea mai mare, Naomi, acolo și avea un copil mic de 3 luni, cam așa ceva, 3-4 luni are. Și au dat cu mingea în căricior și micuțul era în căricior ca să îmburdă, să-l îmburdă, ce mai să dă. Și a zis fata, zice, stai cu minte, nu da cu mingea, pentru că, uite, aici este un copil mic și dai cu el jos și Doamne ferește. Mamă, ce-a făcut din ea? Și-a scuipat-o imediat și îi făcea tot așa mutre din aia așa urâte. Vizare, iurea. Da, nu puteți, nu putem cu ei, nu putem cu ei, nu putem. Păi nu, sunt răi, nu sunt, să înțeleagă. Nu înțeleg, nu înțeleg, dacă le spui, mai tare fac. Dacă ai treaba lui și le spui, nu fă așa că vezi că, nu știu, ai mai tare încep. Nu, nu, nu se poate cu ei, mai tare. Și nu, nu, nu este frică așa. Și dacă nu le faci nimic și te uiți un pic așa, imediat se ia de tine. Da. Adun ora un bol din ăla transparent ca să punem ceapa acolo, că, ca să nu amestecăm, ca să știm cum să o luăm, da? Da. Așa. Lasă, nu avem noi treaba nimănui, noi ne vedem de treaba noastră, numai așa v-am spus un pic că nu, nu putem să stăm așa, ne mai ferim. Suntem într-o țară străină, nu putem nici să ne facem probleme, ne ferim cât putem. Normal. Așa, punem și aici pe ceapa asta niște piper, niște sare, ca să aibă și ea un gust. Așa. Și acum începem să facem frigăruile noastre. Ui, cu ceapa asta. Ui, de mine și de mine. Lasă-mi, te rog, acolo deschis geamul. Dar și bună este ceapa asta roșie. Și am mâncat cu fasole, nu? Da. Da, și am mâncat cu fasole. Nu, adu-mi, te rog, o tavă ca să punem frigăruile acolo. Hai, te rog, ia asta. Ia asta ca să nu mai avem aici așa. Adu-mi o tavă să vedem ce facem cu bețișoarele astea, că sunt prea mari. Mamă, dar ce mari, ce mă fac? Că să mai rup din ele, că sunt prea mari. Asta se astea. Nu, tavă din aia. Ia mare. Nu, 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 tavă de plastic ceva ca să punem acolo. Hai să vedem cum o să facem cu frigăriile astea ca să le facem așa mari. Nu știu. Așa, să punem așa pe... După aia o să le punem, o să vezi tu, iară pe grătar așa fain cum am pus și... Știi? Aha, știu, gata. Care pirine? Nu mai rupem din ele, lasă, că sunt prea, sunt mari. Prea mari. Așa. Lasă. Cum sunt frigăruile, cum sunt snițărul, din astea le place la să mănâncă, da. Tocan așa cum facem noi nu prea ne place nu supă, place, numai supa de pirișoare ne place, adică ciorba. Așa sunt copiii, Nora, ce să faci? Nu vezi că nici Isaia nu prea mănâncă nu știu ce, vezi că nu, nu prea mănâncă. Din astea îi place așa, cum faci acum, de exemplu. Frigărui? Mhm. Din astea, frigărui? Frigărui. Așa o să facem.
O să punem un roșu, o să punem un... Da, vedeți? O ceapă. Un ardei. O bucățică de carne. Nu facem așa mari, că dacă facem așa mari, după aia... Nu mâncăm așa mari, nu să mănânc atâta odată. Așa. O să punem și un verde. Așa. O ceapă. E fain, Nora? Ce spui tu? Super. Da, e fain. Și mai punem un roșu. Hai că prea mai am făcut pe astea. Așa. Normal, cam așa, să nu fie nici așa mari, că... Da. Cam așa să fie, da? Un dou de cel. Hai că mai punem un dou de cel aici, așa, și gata. Și gata, e frigărilul. Cam așa. Vedeți? Da. Așa o să-i facem pe toate. Așa e, Nora? Da. Pentru că ei o să mai strângă, nu o să rămână chiar așa... Da, normal. Mari. Adică asta e prea mare, trebuie să o tăiem mai mică. Ceapă. Frigărui. Hai cu ceapa. Dovleacu. Cărniță. Da, da. Și o din asta galbenă. Să punem așa. Și vreau să vă spun că nu mănâncă legumele copiii ăștia. Numai carnea mănâncă. Dar ce credeți voi? Că ei mănâncă astea ce pun eu aici, nu mănâncă. Dă legumele la o parte și ia numai carnea. Da. Eu mănânc, mie îmi place. Și eu mănânc legumele. Mie îmi place ardeiul, dovleacul, ceapa. Bine că îți place, Nora. Foarte bine. Că îți place, super. Hai că nu trebuia să tai aia mai mare. A, ceapa. Hai că pun la ceapă să-i dă un gust bun. Așa-i? Da, pune. Punem la ceapă. Acum dacă facem la fiecare câte unul, îți dai seama că avem carne aici la greu. Așa-i, Nora? Da, normal. Avem. Uitați. Avem mănâncă carniță. Fiecare câte unul, se satură și nu mai mănâncă. Doamne, nu mai mănâncă, gata. Ia, uite cât cum. Foarte mult aici. Păi da. Ce să mai pun? Ce să mai pun? Ce să mai pun? Mai multe legume. Lasă că punem multe legume. Ia ca așa. Și un doblece la urmă. Ia ca... Se duce jos. Vedeți? Și dacă făcea mai mare, se ducea jos. Na, vezi? Nora. Da. Și așa că... Așa îi facem pe toate. Și revenim când îi punem în cuptor. Da? Nu, bun. Uitați cum i-am pregătit. Sunt gata, mi-a ieșit 2, 4, 6 bucăți. Oh, la 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 la! Unul de plus ai făcut. Super, super, super. O să vină, poate vine Isai nepoțelul meu la noi, sau poate vine și micuța Salome. Unul la 2 e suficient și pentru, dar cine mâncă? Lasă, dragă, că este suficient, nu mâncăm noi unul, că uite câtă carne are. Da. Da? Nu, bun. Și acum vreau să-i pun pe grătarul ăsta, așa cum am pus și... Când am făcut aripioarele alea,
chiar mi-a mai rămas un pic, care o să punem la... Congelator? Nu, 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 nu. Și la pilaf, de? La orez. Ah, da. Să facem orez. Și am să le pun așa frumos. Orez cu legume. Așa, o să le punem, da, pe grătar. Și o să iasă o bunătate. Deja am dat drumul. Am pus și tava deja acolo sub ei. O să punem puțină apă în tavă. Așa. O să-i stropim puțin cu ulei. Că n-are cum să se facă dacă nu punem puțin ulei. Așa, o să-i punem puțin ulei, așa, peste ei. Așa. Acum curge aici, da? Nu. Trebuia să pun aici în tavă, să pun, da? Lasă. Nu, acum, stai așa că vin ora, să aduc. Da, o să punem niște apă aici așa în tava asta, ca să nu se ardă apa. Da, așa. Și o să punem frigăruile noastre așa. Și o să-i punem la cuptor, da? O să-i verificăm, o să-i mai întoarcem și pe o parte și pe alta. Și... când sunt gata, revenim. No, bun, am revenit. Vrem să pregătim acum și orezul, pilaf de orez, o să facem noi, pentru că așa le place la copii. Așa. Am o ceapă din asta așa roșie și ce a mai rămas aici, o să punem și asta, nu aruncăm. Niște morcov răzălit. Și a mai rămas ardeiul ăsta, care o să-l tai și pe ăsta așa cu bulețe mici. Așa. O să-l punem la orez. Da. Dacă tot nu putem să facem pe grătar și nu avem condiții cum să facem grătar, iacă, facem așa la grătar, la cuptor. Am pus pe grătarul ăla de la ragaz frigăruile în cuptor să fac. Deja începe să miroasă aici fain. Da. O să-i tăiem așa frumos și astea. Deja apă să fiarbă la orez. Vreau să vă spun că ați văzut voi că mai pun orezul, am mai făcut și așa, să pun orezul să nu-l fierb separat. Am mai făcut așa, să pun direct acolo și să pun apă cât nu știu ce, să dă deasupra și să fiarbă. Vreau să vă spun că nu îmi place, mie nu prea îmi place așa orezul. Parcă are glutenul ăla, devine așa mai lipicios. Ce să vă spun? Nu. Tăiem și ceapa asta. Așa mărunt, că o punem și pe asta, nu aruncăm. De ce să o aruncăm? Că dăm banii pe ele. Da? Nu se aruncă nimic din bucătărie, prieteni. Totul costă bani. Trebuie să știm cum să ne organizăm. Ia ca așa. Nu-i lumina aici și poate nu se vede așa bine. Să aprind lumina. Nu, vezi? Nu prea se vede că nu este lumina, dar acum am aprins lumina. Așa. Nora și cu Iosif s-a dus la Aldi. Da? Am primit un telefon de la băiatul cel mai mare că vine la noi să-i fac clătite. Acum, ce să fac? Trebuie să fac. Să fac și lui pofta. Da? Băiatul meu cel mai mare. Care nici eu nu vrea să fie filmat. Acum ce să fac? Dar știți voi că el nu stă cu mine și nu vrea să fie filmat. Acum, nu. Să pregătesc niște clătite pentru el și pentru toată familia o să facem acum, dacă
fac pentru el, o să fac pentru toți. Pentru toți copiii mei, pentru toți nepoții mei. Da. Și s-a dus în ora să cumpără ce ne trebuie la plătite, ca să-i pregătim imediat, când o să vin, o să pregătim și plătitele. Așa. Imediat punem și orezul la fiert, îl fierbem și atunci îl pregătim cu legumele noastre, da? Nu, revenim. Ia să vă arăt ce harnică e Nora. Uitați, s-a dus la magazin, la Aldi, împreună cu Iosif. Da. Și a luat așa, uitați ce a cumpărat. Zahăr vanilat, Nutella, uitați, ouă, niște, că n-am, nu, ni s-a terminat buretele de vase, lapte, apă minerală, vedeți? Zahăr. Zahăr vanilat, zahăr tos. Da. Da, Nora. Pentru că la noi nu e departe, vedeți, e aproape și avem norocul acesta că noi suntem aproape de Aldi, dacă ne trebuie ceva, imediat merge, mai mă duc eu, mai merge Nora și Iosif singur, că normal că nu-l trimit pe Iosif și n-are cum să meargă singur Iosif, Iosif îi trebuie întotdeauna un soțitor să aibă lângă el, așa că noi nu lăsăm pe Iosif singur să meargă niciunde. Că el săracul, Doamne ferește, dacă merge pe undeva să piardă și nu mai știe să vină acasă. Da. Și așa că, da, merge Nora și cu Iosif împreună și spune tu, Nora, că Nora nu are de ce să fie supărată. Hai să vă spun de ce a fost supărată. Pentru rochia ei a fost supărată. Mi-a spus, nu am fost supărată deloc, mamă, de ce să fiu? Am tot ce-mi trebuie, nu sunt supărată. Dar nu mi-a plăcut rochia, că era prea scurtă, era prea strâmtă pe mine și... Nu, a venit acasă, mie și așa a schimbat rochia. Așa e, Nora? Da. Nu să spun eu, așa mi-a spus ea. Că ea era supărată din cauza rochiei. Da, îmi place rochia aia și totdeauna am luat-o pe mine. Îmi place că este așa frumoasă aici în... Are modeluri așa frumoase. Da, da, și așa în valuri cumva. Și mi-a plăcut, dar mie este puțin scurtă. Și tot m-am ferit așa să mă cac, să mă, știi, să aranjez pe mine, să... Da. Da, dar nu era supărată deloc. Poate era așa, poate și mai nervoasă, mai... No. Și am râs, nu? Am râs pe cameră, că am zâmbit și râd așa. De ce să fie Nora supărată? Hai spune tu de ce să fii supărată. Dar să spui aici, în drept, în fața camerei, să te audă toată lumea. De ce ești tu supărată? Eu nu sunt supărată. De ce să fiu? Doamne, firește! Ce nu ai? Ce străbă? Ce vrei să ai? Ce-ți dorești să ai? Iosif, că nu-i bine Iosif. Nu, Doamne! Iosif, nu, o să fie bine. Supărată. Eu nu sunt supărată. Nu, Doamne! Poate că așa, când mai sunt și eu serioasă și mai stau așa serioasă, că nu de fiecare dată îmi vine să râd, să zâmbesc, să... că nu, de multe ori mai mă plictisesc și eu. Așa că, normal, orice om se plictisește când n-are ce să spună. Nu-ți găsești cuvintele, așa e Nora? Da. Ea nu-i nici prea așa vorbăreață să vorbească pe cameră, vă dezvoi. Mai așa, mai, cum să spun, mai moale. Mai timid, așa nu prea îmi place să vorbesc mult așa. Da. No. Bun. Cam atât a fost cu Nora. Noi o să revenim cu orezul nostru și cu... unde țin și eu camera? Doamne Iisuse! Cu orezul nostru, cu frigăruile și cu clătitele noastre, da, imediat. Că de asta m-am dus și am luat lapte, ouă. Așa e, Nora? Da. No, bun. Ne pregătim să ne facem, să pregătim clătitele. Gata, Nora? Gata. E prins becul, nu? Da. Bun, Nora. Nu, bun. Acum... Trebuie să ne facem niște clătite. Da, Nora? Da. Bun. 3 ouă sau 4? Pune 5 să fie acolo, 5? Că facem dintr-un kilogram, da. Așa, aici avem făina. Stai să aduc... Asta care e, știi? A, da, să-l
gata și orezul. Trebuie să pregătim și orezul. Ui, gata. Trebuie să opresc. Punem puțină sare. Așa. Ai pus? Da. Nu știu, ai pus o multă sare. Ai pus? Puțin, n-am pus mult. Puțin, așa. Puțin, puțin? Da. Cât puțin ai pus? Ca să știm. N-am pus așa mult. Păi trebuie să punem ca să fie un pic la un kilogram de... N-am pus atât de pus, mai puțin am pus. Dacă nu are un pic sare, n-are gust. Da? Așa. O să facem împreună cu Nora, să învăț cum se facă. Adică nu că nu știe ea să pună, dar vreau ca să-i arăt că îi facem un pic pasta așa mai groasă, după aia subțirăm așa ca să nu se facă cocoloașe, da? Nu, bun. Ai pus așa? Da. Și acum punem laptele. Nu punem tot laptele acum. Cam așa. Așa. Sper să-mi pun asta. Că cu asta mi se mână. Zahăr ai pus de aici un pic. Nu? Nu? Hai să punem și puțin. Că asta n-ai pus. Acum problema că eu te încurc aici în loc să te descurc. Pune așa, Nora. 3 zahăr vanilat. Ca să fie bune și gustoase, pentru că facem. Facem ca să avem, da? Puțin. Puțin zahăr, așa. Bun. Și acum punem făină. Și o cernem cu asta. Da? Un pic. Ia ala. Așa. Așa. Fiecare face după persoane cât vrea să facă clătite, pentru că noi suntem 10 persoane, prieteni, și noi dacă facem pentru noi, nu trebuie să facem pentru toată familia. Eu am nepoții mei și nu fac numai pentru mine, trebuie să fac și pentru ei, da? Și facem acolo să fie pentru toată familia. Dacă vrea ceva dulce și vrea să mănânci ceva, imediat îți fac și niște clăte și acum mâncat. am primit ordin, nu? Da. Ne-a sunat băiatul cel mai mare, așa cum am spus, că Nora s-a dus să cumpără și să facem. Da. Acum ne facem. Sigur că da. Pregătim. Nu, vezi, Nora? Așa să facem. Hai să arătăm la prieteni. Facem bine așa, vedeți, mai gros. După aia îl subțirem, ca să nu se facă cocoloașe. Da. Și nu ne chinuim acolo ca să se ducă toate cocoloașele, că știți că mai rămâne așa când pui făina. Și așa că Nora o să fac un pic acolo așa, mai bine. Și după aia punem laptele și o să punem și un pic de apă minerală. E greu, Nora? Nu e chiar așa greu. Păi, Nora, aici când l-ai făcut așa mai gros. Așa-i? Da. Normal, mă, camera asta trebuia să fie așa la, știi? Unde Mare, sunt eu. Unde? Ca să vadă mai așa mai frumos. Noi o punem aici pe dulapul ăsta. Și atunci se vede mai așa, da? Cred că se vede foarte bine. Da? Nu, bun. Să vedem. Da, super, Nora. Super, super. Mai avem. Hai că avem. Hai să împărțim așa, știi? Să împărțim, să punem jumate lapte și jumate apă minerală. Să vedem cât ne trebuiască. Nu punem atâta. 200 și 200 o să mai punem
Nu știu ce-au făcut ăștia cu capacele, dar așa să greu să deschide capacele astea. Oi, de mine și de mine. Așa, acum să vedem cât ne trebuiască aici. Și acum Nora învârți așa frumos, dar roata, ca să nu... Așa. Ridică sus, așa, așa, încet. Hai să-ți arăt, Nora, totdeauna. Hai să-ți arăt. Uite cum trebuie să faci. Vezi? Și atunci el se face, da? Dar roata, așa frumos. Cred că mai trebuie lapte și apă. Așa, ridici așa. Așa dai cu... Știi? De jos în sus. Știi? De jos în sus. Ia să-ți arăt. De jos în sus. Și atunci el vine foarte fain. Așa. Gata, s-a făcut. Nu mai este. Nu mai este. Oh, hai să ne punem făină, că mai trebuie, mai trebuie, facem, să avem bolul ăsta plin, o să facem, da, sigur că da, cam așa, o să fie pentru toată lumea. Că avem, slavă Domnului, apă avem, lapte avem, da. Nu știu, cu sarea, cu sarea, asta. Dar am pus sare, cât pui? Da, tu acum n-ai grijă tu că nu-i sărat. La un kilogram, Nora, nu-i sărat. Aproape la un kilogram de... Da, acum punem tot laptele să iasă acolo, bun. Așa. Punem și puțin apă minerală, că ne trebuie acum acolo. Așa. Bun. Cred că am pus jumătate de litru apă minerală și un litru de lapte. Cam așa. Vezi, mă? Super. Așa, 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 așa. Să mă uit la cuptor, să nu se ardă. Și acum o să punem treptat, treptat, da? Încet, așa. Era bun să avem niște frișcă. Am pus și nestul să luăm. Acum, de toate, de toate, de toate, facem așa cum putem. Bun. Un litru de lapte.
și jumătate de litru de... Am pus 3, da? Da. Hai că mai punem unul. Mai punem un zahăr vanilat ca să aibă aromă bună. Așa. Nu știu, zahărul ăsta vanilat care este mai ieftin la Aldi nu are chiar așa aromă puternică. Nu, e ieftin, nu este scump. Nu. Dacă mai trebuie o să mai punem niște apă minerală, stai să vedem să aducem lingura. Ce fac și eu aici? Doamne! Bun. Hai să vedem, Nora. Încercăm cu lingura, pentru că cu bătătorul nu avem cum să știm. Mai trebuie un pic. Un pic de apă minerală. Și e gata. Vedeți? Și atunci Nora începe să îi prăjească, da? Dacă se satură Nora, o să vină și Abel să facă. Păi acum am făcut Nora niște clătite. Ce vorbești, Doamne, ce vorbești? Vedeți? Hai să vedem Nora cu camera, că așa nu prea să vede. Amestec acolo, să vedem. Vede ce fain s-a făcut. Nu amestecă, pentru că mai este așa, știi, mai este apa minerală care am pus-o. Și o să îi prăjim, da? Da. Gata. Pregătim și orezul. Punem ulei aici așa. Punem și ceapa direct. Așa. O să aduc un pic de sare Nora. Acum Nora mă filmează pe mine și eu am să filmez pe Nora. Da. Da? Împărțim așa cum putem cu filmatul. Așa e Nora? Da. Nu, acum călim ceapa asta să pregătim că gata orezul la fiert. Lăsăm să se călească și ceapa asta, după care o să vedem cum și ce facem și cum punem, da? Bun. Am lăsat un pic să se înmoaie ceapa și acum punem usturoiul. Eu am avut aici două căței așa mai mari de usturoi. Lăsăm un pic, un pic, nu lăsăm mult ca să nu se ardă. Devine amar. Așa. Câteva secunde și venim și punem morcovul și ardei. Și acum punem morcovul și ardei. Da? Lăsăm bine să se călească foarte bine. La foc încet, nu dăm focul tare ca să nu se ardă. Și atunci când sunt moi și sunt făcute bine, lăsăm mai încet, revenim. Sau îi punem aici deoparte, că Nora începe să pregătească, stai să pun asta aici așa, Nora. Clătitele noastre. Să pregătească clătitele, dar sigur că da. Că ne vin musafirile. Ia că așa. Dăm focul aici și aici dăm mai tare, că Nora aici o să pregătească. Sper să lăsăm un pic mai încet, să meargă așa încet, că avem timp. Și Nora o să pregătească imediat clătitele. Gata, începem să facem clătitele. A pus Nora tigaia la încins să se încălzească, că normal că trebuie încălzită foarte bine, că dacă nu e încălzită foarte bine, se lipesc. Hai să vă arăt clătitele noastre, ce fain a ieșit, ca o cremă. Arată Nora acolo. Uitați. Ce fain s-a făcut. Zici că e o cremă. Superbe. Începem să facem clătitele noastre. Așa. Ungem tava cu ulei. Și acum punem. Da?
să se facă și gata. Da, așteptăm să se facă fain. S-a făcut, Nora. Întoarce. Bravo. Da, așteptăm să se facă și asta. E prima clătită. Da. Hai că spune alții, Doamne, da, prima. Ce să vă spun că... Hai să vă spun, totuși să vă spun. Am văzut, dar nu dau pe nume, că poate nu e bine aici pe YouTube, că e foarte recunoscut acest om care pregătește mâncare la televizor. Nu dau nume, că nu e bine. Că nume, dacă dăm nume cei care sunt recunosc, nu e bine pentru YouTube. Și este bucătar mare, de elită, de valoare. Eu cred că vă dați seama pentru cine și de cine. Sunt ei trei persoane care se arată la televizor, care fac mâncare. Da? Și a făcut clătite și a spus, niciodată nu îmi iese prima clătită care fac. Întotdeauna prima clătită trebuie să se lipească și o arunc la gunoi, la cubelă. Nu, ia că mie și la Nora ne iese chiar prima clătită. Vedeți? Și acum Nora ce vrea să facă? Ioi, Doamne! Da. Ce faci? Ce fac aici? Ai grijă că... Dai cu ea jos! Iau, că sar din Nora. Da, mai glumim aici, prieteni, ca să vă facem... Da. Acum facem a doua, da? Sunt bune clătitele. Ce miroasă, Nora. Mamă, ce miroasă de fain. Păi vreau să spun că zahărul vanilat miroasă superb. Am pus să fie acolo la un kilogram aproape de făină. Cât vrei să punem? Așa-i? Nu. No. Vă arăt și frigăruile. Ia uitați, să fac încet. Îi lăsăm încet. Uitați ce fain s-a făcut. Nu sunt gata. Îi mai lăsăm un pic. Nu sunt gata. Vedeți ce fain arată. I-am întors acum pe o parte, pe partea cealaltă. Și acum Nora întoarce a doua clătită. Iar așa. Bravo, Nora. Asta s-a făcut mai roșie puțin. Am lăsat un pic mai mult. Las. Că cam așa să fac clătitele, un pic așa, să fie mai... Nici să-i arzi, că nu, după aia nu sunt bune la gust. Da? Cam așa să fac, un pic mai bronzate, așa. Da, poți să iei și aia, Nora. Stai să văd. Ce vrei să faci acum? Ai grijă să nu dai pe filmare aici, în telefon. ai reușit, bravo! Bravo, bravo! Nu! Știu, vezi? Așa o să-i facem pe toate, prieteni, până îi prăjim pe toate. A treia, a patra și a zecea și să vedem cât ne iasă, da? No, revenim când îi facem pe toate. Sau revenim și cu orezul nostru acolo, că... Să călesc acolo toate legumele. Hai să vă spun că nouă ne place un pic să nu fie chiar așa subțire. Nu ne place. Nouă ne place un pic să fie așa, să-i simțim că mâncăm ceva. Ce să mâncăm acolo? Așa-i? Fiecare face cum le place, da? Mai la aluat când face, să faceți mai subțire sau mai gros sau mai așa. Nu, așa ne place, da? No, bun, revenim. Da, frigăruile noastre sunt gata. O să-i luăm. Mergem dincolo. Nu, bun. Uitați frigăruile noastre. S-a făcut. Acum vrem să terminăm imediat și... Doamne, dar ce miroase de fain. Da. Zici că doblicelul ăsta, zici că e lămâie. Uite cum s-a făcut. Nu i-am lăsat ca să-i uscăm așa tare, ca să fie un pic suculente și bune. O să vă arătăm când e și orezul gata. Să vedeți ce e fain. Sunt frigăruile noastre. Super! Nora, terminăm și orizul nostru. O să punem un pic de curcuma ca să aibă o culoare faină. Da? Așa. Și acum punem orizul care s-a fiert.
adică v-am fiert. Am făcut orez, Nora. Lasă, că nu îmi place orezul. Mai ales că mie îmi place asta cu legume, când ai făcut acum, la greu îmi place. Da? Cu ardei, cu ceapă. Unde pătrunjărul? Niște pătrunjăr, niște mărar, uscat. Așa. Asta este orezul meu preferat cu morcov și cu ceapă și cu ardei. Da, Nora, tu ai numai preferate, vai de mine și de mine, ce mă fac cu ea? Vai, ce spuneți voi, prieteni? Auzi, tot preferate are Nora asta. Da. Numai preferate. Asta e preferatul meu, sarmalele, borșul, fasolea, adică mazărea. Mazărea. Nu mai știu cum să spun. Noi așa spunem borș. Borșul e ăla care se pune acum, da. Știi, Nora? Da, noi spunem... Pilaf am făcut, na? Galben și frumos de la curcuma. Preferatele mele este supa, tocană cu cartofi. Îți place multe supe ție, Nora? Ești cu supele, o ardine, mine. Ce mănâncă la supa, Nora? Ca tine sunt la supe. Îți place ca mine supele, nu? Na, gata, e orezul nostru. Gata. Acum vreau să vă spun că clătitele nu știu cum o să facem. Să-i terminăm și cu clătitele, că gata, cu orezul am terminat. Oprim aici. O să punem așa o farfurie dincolo ca să vă arătăm, că trebuie și să... Nora să prăjească și încheiem filmarea, nu? Sau ce facem? Ha? Ce facem? Cum vrei. Auzi, Iosif, normal. E foame la Iosif. Auzi. Ce mă fac? Nu, bun, revenim dincolo. Da? Orezul nostru, frigăruile noastre. Da? O bunătate de frigărui, vreau să vă spun că sunt, uite, vedeți ce faine s-au făcut și așa sunt bune, Nora, pulpe de pui sunt mai bune decât pieptul de pui, vreau să vă spun, că nu e așa sec. A ieșit o bunătate. Fierbinte. Arde. Arde. Nora rămâne să prăjească toate clătitele. O să servim cu Nutella. Da? Ia că așa. O să facem noi și poză la clătitele noastre, pentru că Iosif de-abia așteaptă, e foame. E foame la Iosif, la greu. Ce să mă fac cu el, prieten, că dacă nu mănâncă, e bai mare. Și eu acum o să mănânc din clătita asta, așa. E bun. E bună? Da. Păi și eu, Siva, a mâncat deja clătită. Și a făcut una. Adevărat că sunt bune, foarte bune. Puteți să-i serviți cu ce vreți voi. Noi avem și înghețată. Noi avem Nutella. Cam așa, da? Astea sunt frigăruile, pilaful, clătitele care a pregătit Nora. Noi vă mulțumim din suflet că sunteți cu noi, că ne apreciați, nu uitați să vă abonați și să vizionați videoclipurile noastre. Vă spunem o seară binecuvântată, o zi minunată, pe curând, la revedere!